Bine ați venit la Poezie și Creație, sunt Loreta Popa și astăzi sunt foarte bucuroasă că l-am invitat pe Laurențiu Ciprian Tudor, un poet pe care îl admir și îl prețuiesc nespus și care își lansează o carte, cea mai recentă, Loc de Oftat, poezie minunată, pe care sunt fer convinsă că publicul bucureștean o va primi cu brațele deschise. De ce? De poezie avem nevoie aproape în fiecare zi. Spun aproape pentru că poate nu-ți vine să crezi, dragul meu, dar sunt foarte mulți care n-au citit o poezie în viața lor. Și este tare complicat. Pe mine mă doare acest subiect și mă bucur că ai venit la Muzeul Național Literaturii Române să vorbim de poezia ta, să vorbim de poezie și de asemenea să vorbim și despre cealaltă carte pe care tu o lansezi. Da? Care cuprinde câte interviuri cu scriitori? 24. 24. O carte pe care am citit-o pe nerăsuflate și pentru care te felicit din tot sufletul. Este o carte absolut minunată. Cum vrei să o luăm, să începem cu poezia? Cu ce spui tu? Eu recunosc că am citit așa, în clipa în care am primit de la tine PDF-ul, pentru că abia acum țin în mâine cartea proaspăt ieșită de sub tipar, da, nu? Ți-am trimis cum se trimitea buzdoganul înaintea voinicului. Deci, practic, ai citit buzdoganul. Asta e, da. Asta e cartea cu adevărat. Sunt câteva poeme aici pe care le-am citit pur și simplu dintr-o suflare și care mi-au plăcut foarte, foarte tare. Și știu că la un moment dat, într-unul dintre interviuri, făceai următoarea afirmație că o carte de poezie trebuie să fie subțire ca o lamă, ca să taie. Și mai continuai cu ceva și să te las pe tine să spui. Dar mi-a plăcut atât de mult această, nici nu știu cum, sintagmă până la urmă. Și am zis, domnule, câtă dreptate are. Într-adevăr, așa este. Poezia trebuie să taie și să lase o rană de care să-ți amintești în permanență. Cum? De ți-a venit ideea asta cu lama? Mi se pare foarte interesant. E, de fapt, înainte de a fi o spusă într-un interviu, e, de fapt, chiar un poem din acest volum. Și cum mi-a venit? În timp ce vorbim, mă și uit să văd, s-o da, găsesc. Sigur. Pe mine, să fiu sincer, mă sperie cărțile groase. Și pentru că avem clar un ritm de viață sufocant, mult prea plin de multe ori cu ce putem noi, cu ce chef avem, cu timpul, Doamne, da, pe care îl avem, nu? Că îl împărțim între datorie și bucurie. De cele mai multe ori, mai tot timpul, datoria are procentaj mai mare, bucuria mai mic. Și atunci, cel puțin, eu cred că o carte de poezie trebuie să nu feliezi, adică să nu împarți pe mai multe zile, să fie ca o transă, da? Așa. Care, ca un cerc, ca un gol de aer, ca un gol de istorie, ca o paranteză, te-a scos din realitatea ta, poate de multe ori foarte sufocantă. Așa e. Te-a trecut în alte universuri, nu? Și când te întorci înapoi, în același timp, tu ai avut șansa și a unei primeniri, ca să spun așa, dar și a unei suspendări, da? Și cumva ai înșelat și timpul și realitatea ta, dar te-ai și îmbogățit. Am găsit poemul. Poemul e la pagina 72. Se numește Cărți de poezie. Dacă îmi dai voie, o să citesc. Nu mai scoateți cărți groase de poezie. Sperie. Ele trebuie să fie subțiri ca o lamă de sabie samurai, să taie scurt dintr-o lovitură sufletul. El trebuie să țină maxim o oră, ca o partidă de dragoste pe viață și pe moarte. Oh, Doamne, da. Adică scurt, intens. E ca un sărut, da? Un sărut nu-l împarți în mai multe clipe, mai multe secunde, mai multe secțiuni de secundă. Nu, el înconjoară tot universul, face posibilă ce altă persoană
să se contopească pe, cu tine, nu? Uh-huh. Nu pot să-l împart, să zici astăzi mă sărut numai 60%, 40% o să mă sărut mâine. Așa e și cu poemul. Poemul trebuie să fie rotund, plin. Și eu zic că, asta zic, trebuie să fie acolo de plin, total, fără rest. Așa este, mă gândeam acum, eu niciodată nu m-am gândit la varianta asta cu 60%, 40%, dar tu ai mare dreptate, așa e. Întotdeauna când ești implicat, ești. Se simte dacă nu ești acolo prezent, știi? Foarte adevărat. Și da, nu, să fim sinceri, ne fură viața pe care o ducem. Cred că nu mai suntem, știi, sintagma, timpul, n-am mai avut răbdare. Cred că nici noi, nici timpul nu mai e răbdare. Viața nu mai e pe potriva noastră. Așa. Și noi nu mai suntem pe potriva vieții pe care o ducem azi. Suntem tot timpul împrăștiați între mai multe sarcini. De cele mai multe ori ducem supra-sarcină. Locul plăcerii al iubirii îl trecem tot timpul la final și cu gândul ăla că cel care mă iubește o să înțeleagă. Exact. Nu, dragostea o să înțeleagă. Poezia asta? O să înțeleagă. Clipele de pline pentru mine, pentru viața mea, o să înțeleagă. Dar de ce să se întâmple asta? Adică de ce să nu fie ele întâi? Și în momentul în care le-ai dedicat timp, să fie rotunde, de pline, perfecte. Corect, da? Corect. Câtă dreptate să nu uităm că perfect nu înseamnă infinit, mai ales în situația noastră de muritor, nu? Înseamnă rotund, înseamnă de plin, înseamnă total atunci, da? Așa este. Așa că cred că trebuie să fie și în relațiile pe care le avem cu cei de lângă noi, mai ales cu cei pe care îi iubim. Așa trebuie să fie și cu arta, cu poezia, cu muzica. Nu? Ascultăm o bucată muzicală. Hai să luăm una care îmi place mie foarte tare, balada lui Ciprian Părumbescu. Da, da, da. Nu e... Ea e infinită, da? Dar e infinită pe o secțiune de timp. Da? Ea sparge timpul. Te transportă în altă parte, ai sentimentul că ai fost în alte universuri, în lumi paralele, da? Participi la toate zbaterile istoriei, cele care țin de sufletul românesc, toate avatarurile, nu? Oh, Doamne, și când te întorci, ai zis, wow, de unde? Dar de unde am venit? Dar tu ai continuat să fii în viața ta, să rămâi în viața ta. Noi, gurile astea de aer, da? Absolute de aer, ar trebui să le primim cu mare responsabilitate față de noi, în primul rând. Îți mulțumesc pentru această tragere de mânecă, dacă vrei, pentru că, într-adevăr, așa este, ai mare dreptate, ar trebui să ne mai gândim și la ceea ce ne face fericiți și să ne bucurăm atunci, în clipa respectivă, să nu mai amânăm. Tu ai mare dreptate, deci sunt multe momente de-a lungul zilei în care nu ți ajunge timpul, cum spuneai, să faci una, să faci alta, să organizezi ceva, să... Eu recunosc, ador momentul în care primesc, că știi cum e, că poet fiind, n-ai cum să nu știi cum funcționează, primești de undeva, inspirația vine de undeva. Da, e un dar. Sigur că da. Și dacă tu nu ești acolo, nu rezonezi, nu reușești să aștepți rapid ceea ce primești, uiți. Și niciodată nu va mai fi la fel. Eu recunosc de ceva vreme, pentru că evident întotdeauna spun, ai lasă că nu pot acum, scriu mai târziu. Acel și nu se mai întoarce, târziu da. Nu există, pentru că nu. Și mă doare, poeticul, pur și simplu. Poeticul, poezia, clipa de grație e un tren care nu vine în aceeași stație și nu vine la fel. Niciodată la fel. Nu. Și sufăr. Sufăr tu pentru că îmi pare rău că am lăsat să și treacă. Și ai pierdut călătoria. Bineînțeles. Așa bineînțeles. E. Bine, când spun că trebuie să ne dăm timp, da? Să ne dăm șansa să fim fericiți, să ne bucurăm, nu, să ne facem timp să ne bucurăm, evident că nu sunt propovăduitorul egoismului, că nu vorbim despre asta. Nu. Să, măcar să creăm un echilibru între datorie și bucurie. Da? Dar noi de cele mai multe ori suntem oamenii datoriei, incapabili să spunem nu. Da, corect. Și asta cunosc acel, atât de bine. Da, și atunci, practic, ne umplem de tot felul de toxine, da? Dar ne spunem nu.
Ne spunem, nu spunem nu celuilalt, ne spunem nu nouă, spunem nu exact cum spuneam celor pe care îi iubim și așa arătăm o grămadă de stări de grație, o grămadă de șanse de irumpere ale deplinului în viața noastră, spunând că o să ni se întâmple mâine, că o să ne înțelegem, o să ne întâlnim mâine. Pe exact cum spui, dar s-ar putea să nu te mai întâlnești. Corect. Da? Știi că este o carte celebră pe care și eu și tu am citit-o, cred că de nenumărate ori, Peripile Vântului, un personaj celebru, Scarlett O'Hara, care spune exact lucrul acesta, apropo de o să mă gândesc la asta mâine. Eu întotdeauna, deși mi-a plăcut cartea, deși am adorat personajul, mi s-a părut foarte ciudat, dar de ce să mă gândesc la asta mâine, când vreau să o rezolv acum? Eu vreau să simt acum, să trăiesc acum, să nu o să mă gândesc la asta mâine. Hai să o rezolvăm acum, știi? Da, exact cum spui tu, datoria vine... Și cu amânarea nu e tot timpul hoțul timpului, da? Mm-hmm. Cel puțin în relație cu suferința, cu dramele, cu catastrofa. Amânarea s-ar putea să fie o lungire a timpului de confruntare, o reflecție mai puternică. Există și șansele acelor lucruri care se rezolvă de la sine, dar de fapt e mâna divinității în toată treaba asta. Doamne, deci, nu, da, e bine să amâni în legătură cu răul, dar nu amâna niciodată în legătură cu binele. Pentru că e mai fragil. Pentru că zboară mai repede. Pentru că noi suntem mai degrabă pentru sau ai casei de jale decât ai casei de bucurie. Da. Nu, condiția noastră de muritori, da? Noi suntem ființe ale lui Thanatos, până la urmă, vrem, nu vrem, da? Da, corect, așa. Prin șansele astea de a te întâlni cu deplinul, da? Cumva punem drojdie în condiția asta a noastră perisabilă, da? Da, pentru asta trebuie să facem timp. Da? Că oamenii se întreabă, oamenii, dar cum descriu poeții poezie? Da, ai spus tu foarte bine, ideea se regăsește și la Nikita, că de fapt poetul este doar o moașă, da? El doar moșește grație de plin, da? Face asta. Da, dar ca să poată să facă asta, el trebuie să poată să fie receptiv. Este receptiv dacă se pregătește. Corect. Receptivitatea asta e o stare de primire. Trebuie să te faci capabil de a primi. Da? Apropo de ceea ce spui tu, și deși este vorba aici despre cărțile tale, dăm voie doar atât să spun, apropo de subiectul pe care îl avem în discuție, eu am scris povestea lupului albastru în 4 zile. Pur și simplu a început să curgă și simțeam că dacă eu nu mă așez în fața laptopului și nu las să curgă tot ceea ce primesc, nu voi așterne această poveste. Și vreau să spun că timp de 4 zile am stat și am scris și am scris și am scris. Și s-a oprit după 4 zile. Acolo s-a încheiat. Pentru că te aștepta. Da. Și de asta spun că sufăr, pentru că acum nu am reușit să mă mai pregătesc suficient de tare. Nu ți-ai mai dat timp. Nu mi-am mai dat timp ca să pot să fac asta. Da, știi că îl întreabă pe Cleopa un ucenic, dacă nu uit, pe părintele Cleopa. Care e secretul, părinte? Și el îi răspunde așa foarte senin, să aștepți, fiule. Da. Păi, noi nu ne mai punem în starea aia de așteptare, dar e o așteptare ca o lucrare, de fapt. Da? Mă pregătesc pentru că trebuie să se întâmple ceva. Pentru că trebuie să vină, trebuie să mă întâlnesc cu frumusețea. Da. Nu? Nu mai facem chestia asta, suntem tot timpul grăbiți, tot timpul pe fugă, viața noastră e ca o cursă de Formula 1, trăim ca într-o conservă și așa mai departe, nu? Da. Păi nu ne mai facem timp. Păi hai să ne mai facem timp, nu? Am inventat parcuri, dar nu ne mai ducem, ne plimbăm, da. Ne-am făcut alei de plimbare, de promenadă. Câți bucureșteni mai fac promenadă? Prea puțin. Înainte să ieșea la șosea, da? Da. Nu se mai iese, nu, deci nu Podul ne mai dăm Mogoșoaie, timp. Da, nu ne mai dăm timp, suntem disperați să obținem ce? Da, alergăm nu suntem mai fericiți, ceva. Da? Nu avem vieți mai pline, mai calivezile, nu? Din potrivă. Și poate una din lecțiile pandemiei, da? Că tot se aude, se vorbește în stânga și în viață, în stânga și în dreapta, că vorbim despre ce lecții ne-a dat pandemia. Păi poate asta, că suntem fragili, da? Că trebuie să acordăm mai mult timp
persoanelor importante, iubirii, frumosului. Nu? Inclusiv nouă înșine. Nu, păi începem cu noi. Cu noi, da. Avem în Evanghelie, nu? Dacă nu ne iubim pe noi, nu o să facem... Corect. Da? Trebuie să ne acordăm exact ce spui tu, puțin spațiu și nouă, ca să putem să fim noi așa cum suntem. Să ne ducem misiunea. Eu consider că avem o misiune, fiecare dintre noi, știi? Și când se termină, se termină. Și atunci să fim pregătiți să trăim deplinătatea în clipă. Asta e logica și cu Sabia de Samurai și că un poem și o carte de poezie pe care o citește să fie ca o dragoste, ca o întâlnire de dragoste. Cartea ta este absolut superbă, coperta este de-a dreptul minunată, mă tot uit la ea și de aceea trebuie să o mai arăt încă o dată, pentru că este absolut superbă și îmi place foarte Fotografia tare. Fotografia îi aparține unui artist fotograf din Brașov, Raluca Lazar. Da. Iar fata de pe copertă este medic. Da? Da, și este tot brașoveancă. Eu nu am amintit la începutul întâlnirii dintre noi de datele tale biografice, ce cărți ai mai scos și de unde ești și ce și cum, pentru că eu consider că dumneavoastră puteți să scotociți internetul în căutarea lui Laurențiu Ciprian Tudor. Căutați-mă pe net. Da. Este cât se poate de simplu și am considerat că timpul îl putem folosi pentru a putea discuta despre poezia ta și despre... Din ce se naște un poem în ceea ce te privește? Din ce se naște un poem, da. Din fericire, din suferință, din tristețe, din... Există stări, știi, și știu... Da, evident. Acum, ce mai la un moment dat am făcut o anchetă, că tot așa, din ce se naște poemul. Și mulți au spus că din suferință, da? Bine, nu știu, n-aș spune, pentru că e un amestec de stări, da? Uh-huh. E mai degrabă, la mine, de pildă, se naște mai degrabă dintr-o aspirație spre fericire, spre deplinătate, da? Să nu uităm că filozofii post-socratici spuneau că fundamentul înțelepciunii este năzuința spre fericire. Păi și al artei cam tot asta e, pentru că ce vrem? Vrem să ne exorcizăm răutățile, zgura, mizeriile pe care le avem, da? Și să... care sunt ale noastre sau sunt împrumutate din ziua pe care o avem, din zilele pe care le avem, din istorie, din perioadele pe care trăim și așa mai departe, pot fi ale noastre, pot fi moștenite din familia noastră, da? Da. Și să fim fericiți, să iubim, să fim iubiți, să simțim că avem un rost, că lumea e frumoasă, că există dragoste. Asta e și mesajul cărții tale. Da, lumea s-a... Am amici și am făcut și o pretestare în ce privește ce vă spune această copertă, titlul. Și unii au spus că e prea funebră, e prea, că te duce cu gândul la, nu știu, la disperare, la suferință, la, mai ales cu oftat, loc de oftat, sună a durere, loc de oftat. Dar nu, în momentul în care oftezi, tu ești plin, da? Situația pe care o trăiești e plină. Oftatul este ca o descătușare. Oftatul este ca o descătușare, ai punctat foarte bine și oftatul poate și însemna poem, da. Și gura de oxigen de care ai nevoie, știi? Se întâmplă uneori să oftezi așa, trăgând oxigen, nu știu dacă... Da, și nu, mie mi se pare că deschide calea pentru surâs, pentru zâmbet, pentru scăpare. De pildă, chiar aveam o discuție cu doamna Liliana Ursu, cu așa. Poeta Liliana Ursu despre oftat. Și am scris, după aia am scris un poem după ce am vorbit cu ea, dacă vrei îi dau... Te rog, sigur. O oftatul de a fi. Ai dreptate, există oftatul de bucurie, mi-a spus poeta Liliana Ursu. Da, i-am răspuns, oftatul de a fi are valoarea surâsului. E ca o liniște, ca o retragere în sine, ca ora nopții în care citești și nu te tulbură nimeni. Oftatul e un răgaz. E ca și cum ți-ai trage sufletul. Ți-am povestit despre amerindienii din California, m-a întrebat poeta Liliana Ursu. Se temeau să se ducă cu trenul pentru că le-ar fi rămas sufletele în urmă. Eu mă gândeam la bunica Nastea, care după fiecare sperietură mă mângâia și mă întreba blând.
Ei, ți-a venit sufletul la loc? Oftatul face toate lucrurile astea, așa că loc de oftat nu este un loc tragic. Nu, este un loc în care suferința se întâlnește cu speranța, în care învață să zâmbească, în care luciditatea este solară și nu e tragică, în care învățăm bucuria de a fi și din toate relele care ni se întâmplă. Deci locul de oftat e un loc, e un soi de purgatoriu, dacă vrei. Aici ai adunat poeme pe care le-ai scris în perioada asta pandemică sau sunt mai înainte? Nu, și înainte de pandemie. Da? Da, cred că din 2018 până la finalul lui 2020. Vreo 2 ani sunt. De când ai lansat Licantropia? După Licantropia Pofte, pe care am lăsat-o tot aici, la MNLR. Da, tocmai, MNLR, deci m-am și arătat-o, fiindcă sunt foarte fericită că ai lansat-o la noi. După Licantropia Poftei am mai scos Jurnal de oftat, ca o carte de poezie. Iar până la cartea asta de interviuri, cam în același timp cu Jurnal de oftat, am scos cartea aceea de interviuri cu domnul Teodor Baconski, de la Polirom. Absolut superbă. Da. Și cartea asta, că tu tot arătai tu Licantropia Poftei, a fost cartea anului la Brașov, la filiala Brașov. Deci, nu, oamenii au vibrat, le-a plăcut. Sigur că da. Pentru că tot ne aflăm la... Dăm voie, te rog frumos, să citești o poezie cu care eu nu știu de ce m-am identificat. Femeile cu râs frumos. Femeile cu râs frumos, femeile care își iubesc trupul, dar își urăsc vârsta, de ele avem nevoie. De paharul de vin din ochii lor, de delta pulpelor, de strugurii pieptului, o curbe și o geometrie. Râsul lor e ca un râu de munte, repede, subțire, năvalnic. Trupul lor, singura plasă, singurul năvod în care să te arunci, singura plajă care merită în vara nemuritoare a amintirilor. Le repet râsul, râsul lor paranteză, duminică, izvorât recunoscător la chemarea dorinței mele, setei răspuns. Sabie zigzag în presimțirea morții. Ele știu atât de bine ce scurtă e fericirea. Ce treabă serioasă e dragostea, ce oază, pus pe nisipul răsturnat al clepsidrelor, pe duna aceasta care este viața mea strânsă, viața mea risipită, aștept. Nu vreau să plec spre finiș, rostogolesc mereu viața în sus, încăpățânat ca Sisif. Versurile tale mi-amintesc de Pitia. Da. Să știi. Pentru că, iată, nu vreau să plec către finiș, virgulă, rostogolesc mereu viața în sus. Sau, nu vreau să plec către finiș, rostogolesc mereu viața în sus, fără virgulă. Adică, tu oricum nu ai... Da, nu prea am. Dar mi-a plăcut, știi cum e, te vei duce, te vei întoarce, niciodată vei muri, da? Uh-huh. Așa făcea Pitia. Astea erau răspunsurile pe care le oferea. Mi-a plăcut foarte tare. Nu știu de ce m-am oprit fix la această poezie, dar... Și cred că am dreptate. Cu siguranță ai dreptate. Da, nu, sunt... Mie mi se pare că femeile care trec de vârsta a doua spre vârsta a treia pot da o lecție despre feminitate mult mai deplină decât o dau fetele tinerele care explodează de sexualitate. Da. E diferența aia dintre strugurele prea copt, da? Și strugurele care s-a stafidit puțin și are zaharuri. E adevărat. De sfârșit de septembrie, început de octombrie, când a dat puțină brumă. Adică e da, o poveste vezi ce, de mă bucur că aduci în lumină lucrurile acestea, pentru că așa este, dar vezi, pentru asta trebuie să fi trecut un pic prin viață, să fi înțeles cumva anumite lucruri, să ai un pic de experiență, știi? Toate astea pot să-ți dea ocazia să reflectezi. Spun, dacă n-ai fost atent la femei, la ce poți să fii atent? Adică, ce alt subiect e mai important decât ăsta? Apropo de asta, de viață și în general de ceea ce reușești tu să faci cu aceste cărți de poezie minunate, distinct de la mijlocul vieții, mi-am deschis inima, o carte cu poeme. Iar eu aseară când am făcut postarea care se referea la lansarea de astăzi, m-am bucurat teribil, pentru că exact, fără să știu, deci nu știu de ce nu l-am văzut, e foarte scurt. Și exact asta am spus, că te-ai deschis suficient ca să prezinți poezia eu din sufletul oamenilor. Cărțile mele sunt un soi de invitații, nu de nuntă,
invitații de, cum să zic, de, de mici explozii, da? Și o invitații la întâlnirea cu, cu bucuria de a fi, cu, cu voluptatea, da? Că tot vorbeam despre da. Faptul că nu, nu mai trăim o artă a vieții, nu mai suntem preocupați de o artă vivendi. De ce nu facem asta? Ok, viața are o sumedenie de nenorociri. Le vedem în jurul nostru, le vedem la noi. Unii au reușit să surmonteze tragedii, poate inumane. Da. Și cu toate astea, viața este... nu știu, insuportabil de frumoasă. Și practic îți trebuie o încăpățânare să, să descoperi până închizi ochii, da? Că sunt foarte multe lucruri de, de găsit, e încă foarte multă sevă în, în lucruri și nu o să câștigi nimic dacă nu ești obsedat de frumusețea asta. Vreau să-ți spun, apropo de ceea ce ai spus acum mai devreme, veneam într-o dimineață spre serviciu, chiar săptămâna asta, și eram la Piața Romană, eram pe scara rulantă și până să recunosc, îmi scot masca pentru că este foarte cald. Eu nu-mi place căldura, uh-huh. nu am o relație prea bună cu ea. Deși ai cu soarele. Da. Nu ai cu căldura, dar ai cu soarele. Și îți place marea, da, știu. Da, e adevărat. Mi-am scos masca și în clipa în care am scos-o am și tras adânc aer în piept și când am tras acel aer, era încărcat de mirosul de tei de afară. Vreau să spun că până în vârfurile degetelor de picioare mi-a pătruns acel aer încărcat de tei. Și pe o secundă n-ai mai fost acolo. Nu! Deci pur și simplu, parcă nu eram eu acolo. A fost extraordinar și atunci așa mi s-a ridicat părul pe mână și am spus, Doamne, de ce nu simt asta aproape în fiecare clipă? Cât de frumoasă este viața! Știi, una din temele care m-au preocupat pe mine pe foarte mult timp și mă preocupă și acum, dar cam din adolescență, e odată întâlnirea, dualitatea asta din care suntem alcătuiți, tensiunea asta dintre Eros și Thanatos, dar care capătă sau este în relație cu ce vedem afară, relația între absurd și, și fericire. Ea există foarte mult, foarte mult ca temă de discuție și așa la, și de reflecție la existențialiști. Da? E bine, eu am învățat că tocmai pentru că există absurdul, trebuie să fiu fericit. Asta face Sisif, că tot ai citit, da? Da, da. E poemul ăla. Deci sunt fericit în pofida, în pofida absurdului. Da? Eu sunt, pentru mine, chemat să pun insule de frumusețe în, în viața mea. Tocmai pentru că sunt efemer, tocmai pentru că mâine s-ar putea ca fericirea să nu mai fie posibilă. Da. Dar comoara pe care o duc cu mine, care mă face infinit până la urmă, da? Nemuritor în condiția mea de muritor, sunt toate amintirile când am fost fericit. Da? Așa e. Și culmea e că tocmai astea mă fac să rezist la nenorociri viitoare. Amintirea că am fost cândva fericit. Așa e. Și asta e și o armură, dar și ca și cum te-ai potența cu viitor. Îți dai șansa viitorului. Asta nu e psihoterapie, asta este poezie, e artă. De-aia facem artă. Nu? Corect, corect. În perioada asta în care am stat acasă cu toții, cei mai mulți dintre noi, pentru că nu toți, dar cei mai mulți dintre noi, ne-am întors la cărți, da? Ne-am întors la citi, ne-am întors la... Cei care nu o făceau. Noi oricum o făceam. Da, noi oricum Noi ne-am bucurat că am avut mai mult timp. Ne aceeam și în sfârșit citesc mai mult. Exact, da. Citesc, ascult muzică, văd un film, văd teatru, am văzut teatru extraordinar de mult. Pentru că m-am întors la ceea ce îmi bucura sufletul, știi? Am văzut toate variantele posibile de la... Și nu te-a făcut să reziști asta? Ba da. Nu? Asta mă ajută zilnic. Deci dacă n-aș avea, exact cum spui tu, acea armură de
fericire, de bucurie, de iubire adunată așa cu mine de-a lungul timpului, n-aș fi putut să rezist. Îmi aduc acum aminte și de una din credințele lui Blaise Pascal. Adică dacă cauți, ideile astea se regăsesc în o sumedenie de oameni, de carte și de cultură. El are o idee de tipul ăsta că chiar dacă universul ne nimicește, ne termină, noi suntem superiori lui pentru că noi știm că o să murim. Da. Faptul că avem conștiința perisabilității noastre și faptul că suntem un paradox, da? Asta ne dă și putința de a fi fericiți în pofida a absurdului și în pofida condiției noastre. Știi ce sentiment am avut când am citit cartea ta? Nu știu, spune. Mai ții minte filmul acela care se numea Cinema Paradiso? Da. Când la un moment dat el primește o rolă în care erau toate săruturile tăiate din film unite, da, unul după altul. Acesta a fost sentimentul meu. Deci a fost bucuria de a vedea ceva ce mi-a fost interzis cândva, știi? Și amintirea ceea ce am trăit și toate sunt cu și viitorul și prezentul. Uite, așa se unesc toate. E o invitație la voluptate. Este. La regăsirea voluptății. Este. Erosul mie mi se pare că ține de bucuria de a fi, că restaurează ființa noastră și ne face să redescoperim faptul că suntem până la urmă niște izgoniți din rai. Da, așa e. Dacă ne aducem aminte de asta, deci cetățenia noastră e asta. Da. Da? Noi suntem din Eden, nu? Trebuie să ne bucurăm. Foarte bine. Da, nu ne e ușor. Dar ce merită? Corect. Pentru că am vorbit despre cartea de poezie, aș vrea să amintim și de cartea ta cu scriitori. Sunt foarte mulți aici, minunați, sunt foarte 21 mulți prieteni. De da. Scriitori, sunt vreo 3 care sunt cu câte 2 interviuri. Sunt foarte mulți prieteni cu Muzeului Național Literaturii Române. Păi cu siguranță, asta e un templu, ar fi și culmea să nu fie așa. Constantina Băluță, Angela Baciu, Teodor Baconski, Nicolae Băciu, Simon Antonescu, Adrian Cioroianu, Marina Dumitrescu, Horia Gârbea, Florina Ilis, Nora Iuga. Atât vreau să spun, m-a sunat Nora Iuga și mi-a spus: draga mea, sunt în putere, te rog frumos, când ai un eveniment, cheamă-mă. Are 90 de ani, să ne înțelegem. Știu, e foarte fain. Este un om cu totul special. Da. Și savuroasă, da. Sunt fericită că am redescoperit-o aici în cartea ta cu interviuri. E savuroasă, da. Mihai Neamțu, Tatiana Niculescu, Ioana Părvulescu, Ovidiu Pecican, Ioan Pintea, Doina Ruștii, minunata Doina Ruștii, care... Prietena voastră, da? Da. Lidia Stăniloae, Bogdan Suceavă, Liliana Ursu, Răzvan Voncu, Varujan Voscănian. Sunt 24 de interviuri. Sunt 24 de interviuri, 21 de scriitori. Da. 3 persoane, mă refer la Teodor Baconski, da, Bogdan Suceavă și Simona Antonescu, au câte 2 interviuri. Da. Uh-huh. A fost greu să îi prinzi, să stai de vorbă cu ei, apropo de... Nu a fost greu. De ce n-a fost greu? Mie îmi place. De pildă, ok, mie mi se propune și mi se propune să scriu cronici. Mie nu-mi place să scriu cronici. Mie nu mă enervează să scriu cronici. Da, o fac pentru că nu am anumite obligații la revistele la care scriu. Mie cel mai tare îmi place să fac interviuri, pentru că ele țin și de profesia mea. Eu sunt psihosociolog de meserie, iar întâlnirea cu oamenii și posibilitatea de a sonda, de a pătrunde până la inside-urile lor, de a înțelege ce simt, de ce simt și așa mai departe, e bucuria mea culturală cea mai mare. Și se pare că nu m-am săturat. Da? Am uitat, de pildă, asta ar fi a patra carte de interviuri. Sau a treia carte de interviu. Deci am o carte cu domnul Daniel Drăgan, din păcate el nu mai e printre noi, Adevărul are coaja tare. Am cartea cu domnul Baconski și cartea asta de interviu. Sunt fericită, am fost și eu la acea lansare pe care ai avut-o aici în București și mi s-a părut extraordinară. Da, chiar e una din întâlnirile sigur fabuloase pe care le-am avut. Da.
singura definiție a marii poezii este tăcerea. Exact la Nora Iuga am deschis ca să vezi că da. E întâmplător. Ea a fost de multe ori la Brașov, la vreo două evenimente am avut-o noi invitată la Brașov și tu ai fost invitată noastră. Da, a fost minunat. Când reușeam să facem, înainte de pandemie, cai verzi de pe pereți, așa se numește grupul nostru, și făceam tot felul de evenimente. Am reușit să le facem în fiecare lună, aproape timp de 10 ani, din 2007 până în 2017-18, iar după aia le-am făcut mai rar. Uh-huh. În ultimul timp n-am mai făcut, iar ce evenimente am făcut? Am făcut cu filia la Brașov. Și doamna Nora Iuga, că tot ai adus-o în discuție, a fost și ea invitată noastră de vreo 2-3 ori. Și e exact așa cum spui. Ai senzația că n-are vârstă, deci că e ieșită din timp, fiind însă foarte ancorată la sufletul lumii de astăzi. Așa este și este un spirit atât de tânăr încât nu e greu să o descrie. Eu zic că e o dovadă a faptului că poezia te ajută să nu îmbătrânești. Da. Da? Așa e. Îți oferă longevitate și trupească și sufletească. Am avut unele discuții cu dumnei, pur și simplu de fiecare dată când mă gândesc am așa, mi se ițește un zâmbet pe față, pentru că toate discuțiile pe care le am sunt legate și de voluptate, și de sexualitate, și de feminitate, și de toate lucrurile acestea. Dar nu se poate altfel. Un interlocutor cu totul special. Da, și n-are, ce mi-a plăcut și mie foarte mult este că n-are nicio... Adică nu are zone de tabu, nu are ifose, nu are false pudori, adică chiar e nu. Foarte deschisă, e un om care a cunoscut viața până la plăsele, aș putea să spun, păstrându-și totuși o foarte interesantă inocență de a fi. Da, chiar adică așa. Adică e în același timp un om trecut prin viață, dar în același timp reușește să fie un copil mare. Deci am văzut-o la nenumărate evenimente și la un moment dat aveam sentimentul că este o fetiță cu codițe, deși nu era îmbrăcată așa, dar sentimentul pe care l-ai atunci când o vezi. Uneori că e o fetiță cu codițe, alteori că este o femeie absolut superbă îmbrăcată să meargă la o seară la operă, alteori că este... Când ajungi la vârsta ei și la spiritul ei, poate să fie ce vrea ea. Exact. Da? Poate să aibă ce vârstă vrea. Corect, da, e fabulos, da? Și oamenii de un astfel de spirit devin incadrabili din punctul meu de vedere. Dintre toți cei cu care ai făcut aici interviurile, a fost unul cu care să spun eu, pur și simplu ai rezonat 100%, așa, adică totul a decurs fără niciun fel de... Am rezonat cu cei mai mulți dintre cei mai ei mulți. Pentru că mai mult sau mai puțin, dar oricum toți sunt oameni pe care îi admir. Pentru că admirația e un exercițiu care te face dintr-o dată receptiv. Adică te deschide și te face avid de informație și avid de a afla, de a cunoaște, de a înțelege. Uh-huh. Pe mine nu mă obligă nimeni să scriu cărți, să fac interviuri, eu fac când vreau eu, cu cine vreau eu. Și atunci am libertatea asta absolută pe care o sărbătoresc. Eu n-am chiar un job în chestia asta, știi? Și atunci mie îmi plac oamenii pe care îi aleg. Adică îi aleg pentru că mie îmi plac. Nu-mi spune cineva, fă interviu cu X. Eu vreau să, așa cum îți spun, să am sentimentul că sărbătoresc. Eu când fac un lucru ăsta, sărbătoresc. E ca și cum ne întâlnim și zic, hai mă, Loreta, să bem ceva. Hai să ne simțim bine în seara asta. Corect. Așa e și cu, hai să facem un interviu adevărat. Da, sunt total de acord cu tine. Apropo de asta, exercițiul acesta de admirație este ceva ce în ultima vreme aproape că nu am mai văzut. Oamenii mai degrabă cârcotesc exact. Decât să admire sincer. De ce crezi că ne-am pierdut lucrul acesta? Spuneam pentru că... Părerea mea că umanitatea nu este doar mai răsfățată, e și mai proastă. Iartă-mă că folosesc un cuvânt așa de dur. N-am spus-o doar eu, a spus-o Umberto Eco, care știi ce spunea, că Facebook-ul și internetul a dat drumul legiunilor de idioți să capete glas. Așa-i. Pe acolo, în spatele ecranului, ți se umflă mușchii și ți se pare că ești egalul lui Nikita. Da. Păi n-ai cum să fii. Și atunci, dacă păstrezi proporțiile și sistemul tău de referință e unul sănătos și bun, te folosești de
Facebook și de internet să înveți ceva. Corect. Nu să scoți tu o sumedenie de inepții crezându-te în mod fals egalul acestor oameni. Corect. Păi nu o să fii. Atunci mai bine pleci capul și înveți să admiri, că asta e o formă de cunoaștere până la urmă, și îți dorești să înveți și să te depășești. Noi suntem prea suficienți astăzi. Suntem mai suficienți decât cei de dinaintea noastră, decât alții din timpuri istorice mai vechi. E un lucru pe care îl tot afirm în ultima vreme, mai ales când vorbesc cu cei mai tineri, care sunt în permanență cu tot timpul, și când merg pe stradă, și când traversează, și când merg să se întâlnească cu ghilimelele de rigoare. În clima în care nu mai e în priză, nu mai ai curent, nu se mai poate încărca, singurul lucru pe care îl mai poți folosi e asta. Și atât. Da, este singurul tău calculator aflat la dispoziție. Și telefonul, și smartul, e doar un instrument. Sigur că da. El în sine ar trebui să fie doar un mijloc și nu un scop. Nu e el rău în sine, ci depinde ce faci tu cu el. Da, e adevărat. Pentru că știi că a fost o discuție și unul dintre sfinții avea o discuție despre bani și spunea că nu, banul nu este rău în sine, banul este ca o scară. Urci cu ea, urci pe scară sau cobori. Așa e și telefonul, depinde ce faci cu el. El în sine nu e nici rău, nici bun, e neutru cumva. Dacă ajunge să te facă dependent, să ai deja o adicție și tu să nu mai poți să ai o viață personală în afara lui și să-ți filtreze toată realitatea, să totul să fie selectat de instrumentul ăla, păi ai cam pierdut caii, ai cam scăpat caii, ca să zic așa. Mi-a fost dat să văd aproape un accident, dacă îmi dai voie, într-o dimineață. Eram la trecerea de pieton și pur și simplu se făcuse verde. Lumea cu un picior pe partea carosabilă și, bineînțeles, în furtună, o fată care vorbea la telefon a fost la un pas să ia pe cineva pe capotă și n-a avut niciun fel de treabă, nici măcar n-a oprit. Noroc că omul acela s-a dat imediat înapoi. S-a dus mai departe și vorbea la telefon fără niciun fel de problemă. Ne-am și ticăloșit mai mult și datorită vieții foarte trepidante pe care o ducem, suntem asaltați de atâta informație, deci suntem violentați de informație. Astfel încât dacă nu știi să dai puțin la o parte, să faci paranteza aia despre care vorbeam noi, paranteza de frumos sau cum vrei să-i spui, nu ești protejat, adică ești pus ca într-un cocon, într-o realitate falsă, nu? Păi noi vorbim de fake news, că asta e noua realitate, vorbim de post-adevăr, post-umanitate și așa mai departe. Păi de ce ne mirăm? Nu? Când realitatea mea e depozitată doar în... Nu? Și toate relațiile mele și toate opiniile mele și toată conjugarea lui a fi pentru mine este acolo, cam trist. Cam trist, da? Din păcate, asta e. Și învățăm, făcând abuz de rețele de socializare, așa învățăm să fim superficiali, dacă nu ai timp. Acolo ești, nu? Dai, zapezi. Acolo, dacă scrii... Știi că îmi spunea la un moment dat, am avut o discuție la una dintre lansările de aici, din Grădina Muzeului Național Literaturii Române. Și spunea unul dintre invitați că oamenii nu pot să mai citească pe oriunde, mai mult de 140 de caracteri. Și eu care scriu, știi foarte bine, nu pot să nu scriu. Tu scrii, eu nu pot să nu scriu și să... Nu, eu nu am scriu, sentimentul că împărtășesc. Eu nu scriu așa de mult pentru că știu că lumea nu se uită. Și câteodată mă mai amuz că bag câte un fragment ăsta care îți trebuie puțină plecare, să fii acolo atent. Primește puține like-uri, dar și după aia bag o poză. Tată, rupe! Poza rupe, are de 3-4. Ăștia suntem. Deci suntem extrem de superficiali, da? Asta spun, că dacă nu ai și o rezervă, nu ai și camera ta în toată chestia asta, camera de liniște, poți să fii cum? Superficial. Nu doar superficialitatea, nu ține doar de instrumentul care îți permite doar să ai un contact de tipul ăsta, dar ține și de validare și sistem de referință. În momentul în care tu, ca un creator, sistemul tău de referință nu e legat de marile cărți și de mari scriitori din jurul nostru, ci de cantitatea de like-uri pe care ai primit-o de la cine? De la oameni care nu se pricep
și oameni care n-au un simț artistic și n-au o raportare artistică la așa, tu ai senzația că ești bun și că ești mare. Mai ești validat și de vânzări? Și că gata, asta e, sunt un mare scriitor. Păi n-ar fi rău să mai treci pe la Muzeul Literaturii Române, măcar la câteva luni, și să vezi cam ce făceau băieții ăștia. Corect. Și cam ce scriau ei. Și dacă ești decent și într-o relație, și într-o relație bună cu sinceritatea, constați că te minți și că, de fapt, aici în templu trebuie să vii. Da, așa este. No. Și în bibliotecă. Păi, nu o să fie nimeni care să spună, parafrazându-l pe Borges, nu, care spunea că biblioteca e un paradis, cu internetul este un paradis. Nu, spunem tot mai des că este un iad. Ciudat, nu? Sau, dar neîntâmplător până la urmă. Nu, asta vreau să apăs, să nu damnăm instrumentul. Nu, el e un instrument. Formă, noi îl folosim. Problema este a noastră, nu este a instrumentului. Da, corect. El are niște caracteristici care pot să dea anumite forme, dar cel care dă conținuturi ești tot tu. Corect. Și atunci nu. Eu îl folosesc ca un instrument, eu știu exact ce caut și când caut și unde caut, pentru că exact ca și tine... Eu văd ce postezi și ce faci. Da, deci eu așa l-am luat întotdeauna, nu m-am gândit niciodată că ar fi altceva decât un instrument. Dar vorba ta, sunt ani în spate de experiențe, de întâlniri, deci cărți citite, noi. Știi că vorbeam când ne-am cunoscut noi, eu amețez numai la ce oameni vin aici la tine, cu ce oameni faci tu emisiuni, cu ce nume, cu ce artiști te întâlnești tu de câteva ori pe lună, știi? Da. Ar fi și culmea să fii sedusă de sisteme de-astea calpe de valorizare. Să fim serioși, adică vrând nevrând, asta tu fiind expusă la o anumită valoare, sistemul tău de referință nu poate fi decât unul sănătos 100%. Nu toți avem șansa ta, știi? Da. Da, mă gândeam la un moment dat... Țin minte atunci când am fost la Brașov la invitația ta, atât de frumos ai condus interviul până când am ajuns să expun majoritatea celor pe care i-am cunoscut și cu care... Și atunci mi-am dat seama, în clipa aceea, mi-am oferit răgazul să trec în revistă oamenii pe care i-am cunoscut. Și atunci am zis, Doamne, incredibil. Eu m-am întâlnit cu Barășnikov, eu m-am întâlnit cu Franco Nero, cu atâția oameni extraordinari, dar vezi... Tu ești o risipitoare. Da, eu da, stau să mă gândesc, eu stau să mă gândesc ce cărți de interviuri ai face tu dacă ți-ai pune numai toate materialele pe care le ai la punct. Dar cred că să mai trebuie vreo 10 ani de aici încolo ca să faci chestia asta. Nu crezi că n-am avut răgaz să le adun? Adunele. Să le adun, nu? Păga să se piardă, da. Așa, este și motivul pentru care am încercat să creez această rubrică pentru Muzeul Național Literaturii Române, alături de colegii mei, și acum profit de clipa aceasta să-i mulțumesc lui Alex Ursu că se află alături de noi și ne filmează, și domnului Dan Vatamaniu care ne fotografiază. Mulțumim! Pentru că... Și susținerea lor a contat foarte tare. Și faptul să că oamenii faci, da, și sunt aici alături de noi și dacă e ceva, imediat reacționează și se vede dacă sunt interesați de ceea ce se discută. Și asta, să știi, că pe mine mă ajută foarte tare. Pentru că îmi dau seama că... Și deja da, e un recetă. Sigur, da, 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 știu, cam așa. Sigur. Ia să apăs pe sunet mai sus. Da. Asta încercăm prin poezie și creație. Da, voi creați o bază de date aici absolut serioasă, care nu putem ști cât de tare o să ajute, dar limpede că o să ajute. Eu m-am gândit așa. În clipa în care poezia este cea mai bună șansă să poți să te descoperi, să descoperi și pe celălalt. Și de ce se dă poezie atunci când, de exemplu, dai un examen la Institutul de Teatru, da? La Academie, la artă dramatică sau nu știu cum se mai numește astăzi. Pentru că e un infinit într-o capsulă. Exact. Da. Și îți oferă șansa să poți să faci acest lucru, să te dezvălui celui care te privește. Eu am speranță că oamenii se vor întoarce și la templu de aici și la templu de lângă, mă refer la Biserica Albă de lângă. Foarte mulți oameni au dispărut din jurul nostru, nu ai remarcat lucrul acesta? Oameni cu care nu rezonai.
Mie așa mi se pare. Da, pentru că tu ai devenit autoselectiv. Ai devenit selectivă. Da. Deci nu mai ai timp. Ți-ai dat seama că n-ai timp decât pentru oamenii importanți. Exact. Pentru oamenii care te îmbogățesc. Oamenii care freacă mintea, care... Nu, n-ai nevoie de ăștia. Poate ei au nevoie de tine ca să-și revină. Nu tu de ei. Corect. Da, mie, să știi că mie pandemia mea... Pe mine m-a ajutat, într-un fel, din anumite puncte de vedere. Nu știu cum a fost pentru tine. Tu cum te-ai simțit în această perioadă? Cum să-ți spun, n-a fost o dramă pentru mine. Să fiu absolut sincer. Eu... Cred că un creator trebuie să aibă câteodată cu ferocitate grijă de singurătatea lui. Eu iubesc singurătatea. Și eu la fel. Pentru că... mine, da, pentru mine singurătatea nu este o dramă. Da? Evident că am completat-o cu oamenii importanți, cu soția mea, cu copilul meu, cu prietenii mei foarte buni de o viață. La noi n-a fost nici măcar, adică unde locuiesc eu, la Brașov, la margine de pădure, nici izolare, adică nici poliția nu venea unde stau eu. Eu m-am plimbat prin munți și prin păduri fără nicio problemă, am făcut trasee pe munte. Numai eu și cu ursul eram căs destui urși pe acolo. Urșilor se pare că le place poezia, așa că n-au fost probleme. Deci nu, eu n-am resimțit-o ca pe o dramă. Ce mi-a lipsit a fost întâlnirea în cadrul unor lansări, întâlnirea cu poeții, cu scriitori. Asta mi-a lipsit. Deși a fost suplinită cât s-a putut prin rețelele de socializare. Da? O relație de tipul față către față nu poate fi înlocuită de nimic. Asta fără niciun fel de îndoială. Așa că chiar asta mă face să mă și bucur că sunt aici și că vom avea mai încolo o lansare. Noi am mai făcut lansări și cu filiala Brașov, am mai făcut lansări în Ungurime, pentru că acolo era cod verde, erau puține... Am înțeles. Era un indice mic. De infectări și am făcut câteva lansări și acolo. Deci noi, eu la Brașov n-am simțit așa. Probabil că dacă aș fi stat la bloc și probabil că dacă aș fi stat într-un cartier de ăsta de nu puteai să ieși și stăteai numai în apartament, da, ar fi fost mai rău. Da? Eu n-am simțit. Eu am ieșit în pădure în 10 minute. Da, e o șansă asta. Sunt pe munte. Atât de frumos ai amintit de faptul că ți-ai petrecut timpul în familie și nu pot să nu te felicit pentru modul în care reușești să-ți lași valorile la lumină, așa cum o faci tu. Familia este pe primul plan la tine, credința este pe tot în adică nu știu, sunt undeva așa la... Da, asta mi s-a părut extraordinar și te-am admirat pentru... Lucrurile astea sunt niște lucruri care sunt câștigate zilnic. Adică nu-ți imagina că sunt puse pe un raft și sunt neatinsă de nimic. Nu, sub nicio formă. Nu, dar sunt lucruri, apropo de reper, fac parte din sistemul meu de referință și ușor, ușor ele vor reveni, vom scăpa de toată nebunia asta. Nu? Observăm unde sunt valorile familiei, unde... Sigur. Care relația... părinților cu copiii în ziua de astăzi. Deci nu, ne-am smintit din punctele astea de vedere, din punctul ăsta de vedere, dar o să ne revenim, pentru că nu pentru că sunt eu optimist. Foarte optimist nu sunt eu, sunt meliorist mai degrabă, da? Ci pentru că o idee își creează contrariul ei. Adică o să o ducem pe asta până la absurd. Și după aia vom simți nevoia să mergem în partea cealaltă, că ne-am tâmpit aici. Nu. Deci cred că ușor, ușor ne vom salva. Să nu fie prea târziu, pentru că capacitatea de autodistrugere a omului astăzi este mai mare decât oricând în istorie. Așa este. Nu știu, vom vedea. Eu cred că mai e și ochiul celui de sus care se mai uită așa la noi, să vadă ce mai fac ăștia mici de jos. Și poate și mila lui, nu știu, sunt... Da. Nu, și consider că oamenii care caută frumosul și frumusețea emană așa niște unde.
Pe lângă rugăciunea Sfinților, ăștia țin lumea, deci se mai întâmplă niște lucruri. Acest pământ românesc, să știi că este binecuvântat din punctul de vedere al rugăciunii, și pentru că noi încă avem mari duhovnici, avem pusnici care se roagă pentru noi. Se pare că da. Părintele Cleopa, că tot l-am adus în discuție, zicea că sunt mulți anahoreți neștiuți în pădurile noastre. Dea Domnul că poate asta ne mai, da, eu ne asta mai ține. Chiar voiam să te întreb, cum simți tu pământul românesc? Cum funcționează la tine iubirea pentru țară? Pentru că eu observ că... Deci, atenție, nu... Da, nu să spun că nu cred nici că e o șambala. Nu. Adică nu despre asta. Mituri de astea. Nici faptul că, vezi, Doamne, în Dacia a fost începutul întregii civilizații, știi tu, toată nebunia asta cu toți dacopații ăștia. Nu cred treaba asta. Cred că avem locul nostru sub soare. Cred că Dumnezeu nu ne-a dat atâtea lucruri, astfel marea unire, toate lucrurile pe care a reușit să le facă un popor tânăr până la urmă și aflat la atâtea răscruci. Adică cred că avem ceva de spus în istorie și cred că dacă ne-ai scoate din istorie ca existență, ai observa câte lucruri ar pierde umanitatea. Dar nu cred că suntem nici mai buni, nici mai răi decât alții, nici mai proști, nici mai deștepți. Cred că avem unicitatea noastră pe care trebuie să o afirmăm. Nici asta cu mândru că sunt român, mie nu-mi place foarte tare. Mândru că ce? Că e un dat. Mm-hmm. În momentul în care este o alegere, atunci lucrurile se schimbă. Adică eu sunt român pentru că așa vreau eu să fiu, pentru că aleg să fiu. Nu să sărbătoresc că mama mea e româncă și m-a făcut pe mine român și mă împăunesc cu asta. Asta nu-mi zice nimic. Dacă ești creator și creezi frumusețe și unicitate și specificitate și chiar aduci ceva nou lumii și locului în care te-ai născut și vii cu ceva nou și la alții în ordinea universalității, ca să zic așa, atunci ești de aplaudat. Altfel suntem oameni ca toți oamenii, nici mai răi, nici mai buni decât francezii, italienii sau nu știu cum, dar unici în felul nostru. Nu? Și atunci trebuie să ne purtăm lucrul ăsta cu decență și cu echilibru. Și dacă Dumnezeu ne-a lăsat sub soare, e limpede că ne-a lăsat El cu un rost. E important însă să nu-i stricăm noi planul, că noi avem calitatea asta. Și ți-am zis, să ne purtăm demn, să nu ne mai vindem tot timpul și mama pentru 33 de arginți. Culmea că nici nu luăm 33, culmea că ne fraierește dracu cu 10, adică, și după aia 20 ia tot el. Normal. Adică asta e culmea. Și nu, să ne mai foltăm unul pe altul, că asta e o altă calitate. Întrebarea de a noastră. Mea venea în contextul în care pur și simplu astăzi nu se mai vorbește despre... Asta mă irită totuși puțin, pentru că în Ardeal totuși lucrurile stau puțin diferit, pentru că da... Nici nu ne rușinăm că suntem români, nici nu ne împăunăm cu asta, dar istoria ne-a făcut să fim conștienți de locul nostru acolo, știi? Da, da. Da, unii se tem de o noțiune, o augmentează în mod puțin eronat din punctul meu de vedere, se feresc să vorbească despre naționalism, preferă termenul de patriotism. Eu cred că amândouă sunt bune, fără să ai etnocentrismul ăla, să ai credința asta că etnia ta e aleasă de Dumnezeu și restul sunt proști. Nu. Adică, da, ok, fără absolutisme de tipul ăsta, fără filetism, se mântuie și alții, nu doar românii. Dumnezeu nu e român. Nu? Nu. Părerea mea că trebuie să avem un echilibru. Să ne apărăm identitatea, da? Da, corect. Să ne apărăm limba, cultura, să le cultivăm, da? Să nu ne batem joc de mama noastră, limba română și cultura noastră, dar nici să zicem că e cea mai frumoasă mamă. Deși o gândim. Să așa nu o zicem. Așa da. Este. Eu tot timpul am spus că limba română este un
din punctul acesta de vedere, extraordinar de bogată. Da, și părerea mea e că limba română este genială, dar nu suntem noi pe măsura... Sună într-un fel. Da, nu suntem noi pe măsura ei și am senzația că ne batem, asta spun, ne batem joc de ea. Ne batem felul în care o vorbim astăzi, schematizată, felul în care o, da, felul în care o scriem. Nu, n-avem. Și ea ne-ar putea învăța o filozofie de viață foarte frumoasă, dacă am fi atenți. Numai la limbă. Nu. Corect. Da, nu. Să sperăm că vom învăța asta de la scriitori și de la poeți și că odată cu atenția la felul în care vorbim, o să vină și celelalte. Adică vom fi aleși în mai multe feluri. În mai multe feluri, da, zic. Atât de frumos a curs, nici nu știu când a trecut timpul acesta împreună, pe cuvânt. Nu știu, n-aș vrea să încheiem așa fără să te întreb dacă ai ceva în lucru acum sau te gândești după această lansare, dacă mai urmează ceva. Nu, am tot timpul ceva în lucru. Adică un scriitor tot timpul are ceva în lucru. Eu nu cred în scriitorii lipsiți de inspirație. Nu, eu ori o fandoseală, ori nu mai tratează serios ceea ce fac. Sau nu au tratat niciodată. Uh-huh. Adică nu cred că nu te întâlnești cu muzele. Păi nu faci tu față la cerințele lor, nu ele. Ele uh-huh. sunt tot timpul acolo. Trebuie să fii pregătit pentru ele. Din păcate n-am timp tot timpul cât aș vrea să am. Dar uite-te, la o întâlnire de tipul ăsta vin cu mare plăcere pentru că pentru întâlnirile dintre oameni e făcută viața noastră. Așa este. Da. Pentru întâlnirea asta de astăzi îți mulțumesc din tot sufletul. Eu îți mulțumesc. Și abia aștept să mai fii aici, aproape de noi, la Muzeul Național de Literaturii Române. Te rog, când am văzut ce frumos și ce oameni vin la tine, zic, wow. Și eu vreau să merg. Noroc că ai zis-o tu prima. Am zis-o, da, te-am invitat cu mare drag, pentru da. Că poezia ta merită cunoscută și oamenii trebuie să citească. Chiar vă spun sincer, loc de oftat, când aveți prima dată ocazia să treceți pe la librărie sau o puteți achiziționa pe net, iată un instrument folositor, da, poate veni acasă foarte simplu. Puneți-vă în pahar un roze rece și mai mult de o oră o să ofteze cu drag, așa de samurai. Nu durează. Dar ora aia și paharul de vin o să merite din plin. Mulțumesc, Laurențiu Ciprian Tudor. Mulțumesc și eu. Mulțumesc colegilor mei care ne-au ajutat astăzi. Mulțumesc și dumneavoastră pentru că v-ați luat din timp și ne-ați urmărit și sper din tot sufletul să vă fi bucurat discuția pe care am purtat-o împreună. Tot binele din lume. Doamne ajută!